Pentru credincioșii din municipiul Media, județul Sibiu, ziua de astăzi a fost una deosebită. Biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a parohiei Catedrală 2, a fost astăzi sfințită după aproximativ 20 de ani de la începerea lucrărilor de construcție. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În orașul Mediaș, lângă catedrală, s-a înălțat o altă biserică de cartier, soră cu biserica catedrală, și așa se și numește, Catedrală 2, închinată Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, marele mucenic. Biserica a fost înălțată de părintele Cărăbaș Dumitru, de aceea a și primit hramul Sfântul Dimitrie. Ea a fost astăzi sfințită după ce altarul a fost și pictat, iconostasul nou, iar biserica este întru totul funcțională. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această ocazie deosebită, pentru acest dar pe care ne l-a făcut nouă bisericii noastre, eparhiei noastre, orașului Mediaș. Biserica este foarte încăpătoare și a fost plină de credincioși și sperăm ca de acum înainte lucrarea pastoral-misionară și liturgică care se va desfășura în această biserică să fie spre împlinirea nevoilor credincioșilor noștri care au fost și darnici, au fost și harnici. Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a fost construită cu eforturile comunității. Am început construcția acestei biserici imediat după Revoluție. Atunci am primit 4 locuri de noi biserici în Mediaș, știind că până atunci erau doar 2 biserici ortodoxe pentru tot orașul. Am reușit să aducem la bun sfârșit în câțiva ani. Și-au adus contribuția cei mai mulți locatarii din cartier, dar și marile societăți comerciale. În istoricul bisericii sunt pomeniți cu numele și actele de apreciere oferite astăzi de înalt preasfințitul nostru mitropolit Laurențiu, sunt dovadă că nu vor fi uitați și urmașii îi vor pomeni. Pe lângă locașul de închinare a mai fost construit și un centru pentru activitățile sociale ale parohiei. Suntem angrenați în proiecte sociale, aici în parohia Mediaș Catedrală 2 și cu copiii. Am avut diverse activități pe care le-am desfășurat în această perioadă de timp, nu doar cu prilejul praznicelor mari, și tot timpul am dorit să fie așa ca o instituție a porților deschise, nu doar a sufletelor deschise, în care ne străduim alături de cei care ne sunt aproape să desfășurăm activități sociale și de întrajutorare după puterile noastre, activități educative și culturale, cu copiii parohiei și cu, în colaborare cu școlile care sunt arundate parohiei și în special cu Școala Națională de Gas, cu care avem un parteneriat deosebit. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu l-a hirotesit pe Părintele Paroh, iconom Stavrofor, și a oferit acte de cinstire tuturor ctitorilor și binefăcătorilor.